veștile bune circulă repede. Poveștile bune trebuie căutate. Ți le oferim pe toate la Vești și Povești. Vești și Povești cu Liliana Cristea. A doua zi de februarie vine cu o nouă ediție a emisiunii Vești și Povești, chiar aici la Radio România Antena Satelor, postul pe care l-ați ales și bine faceți. Povestim astăzi despre România unită și despre mândria de a fi român în secuime, despre milostenie și har divin și despre preotul care reușește să le insufle românilor din Covasna sentimentul de patriotism. În zi de mare sărbătoare răsfoim file de istorie cu părintele Vasile Antonie Tămaș, cunoscut pentru spiritul său patriotic, dar și pentru acțiunile de caritate pe care le desfășoară. Printr-un proiect pe care l-a inițiat, preotul paroh al parohiei Vâlcelele aduce un omagiu regilor daci Decebal și Burebista, iar cu ajutorul artistului plastic Pompiliu Pleșa, cele două monumente vor fi inaugurate cât de curând la Vâlcele. Ascultați emisiunea Vești și Povești și alăturați-vă demersului părintelui patriot. Fiecare donator va avea numele trecut pe pergamentul care va fi pus în soclu. Descoperim români cu inițiativă, români implicați activ în viața comunității. Tot astăzi vă facem cunoștință cu o constanțeancă îndrăgostită de costumul popular. Avocata Eugenia Catargiu colecționează costume populare vechi, cele mai multe din perioada interbelică. La loc de cinste se află cămașa cu placă și ruje, care fac parte din portul popular dobrogean. Aflăm câte ceva din secretele acestei pasiuni, așa că lăsați radioul deschis ca să auziți întreaga poveste. Thank you.
Și pentru că astăzi este mare sărbătoare, spunem, Doamne, ocrotește-i pe români. Sava Negran Brudașcu. Suntem sărași plini de nevoi, Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem sărași plini de amar, plânsul nostru-i în zadar, Doamne, ocrotește-i pe români. Ai trăit supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-o umplut amarul crud, plânsul nostru-i tot mai surd, Doamne, ocrotește-i pe români. Silvania mea sfântă, de mulți ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește-i. Vești și povești cu Liliana Cristea. Ora 13 și 9 minute, deschidem ediția de astăzi a emisiunii Vești și Povești. Mergem în județul Covasna, pe urmele istoriei, și stăm de vorbă cu părintele Vasile Antonie Tămăș, preotul patriot, paroh al parohiei Vâlcelele. Bună ziua, părinte, și bine v-am găsit! Bună ziua, vă salut cu drag de aici, din Vâlcele, Covasna, pământului Decebal. Părinte, v-am invitat alături de noi din dorința de a face auzită vocea românilor din inima Transilvaniei și de a le reaminti ascultătorilor noștri că România nu duce lipsă de valori. Sunteți cunoscut ca fiind preotul patriot care face mult bine pentru cauza românească din Ținutul Secuiesc. Pentru a vă înțelege demersurile, am vrea să vă cunoaștem mai bine. În primul rând, această sintagmă de Ținut Secuiesc este nerealistă, fiindcă continuitatea multimilenară a strămoșilor noștri și a noastră pe aceste meleaguri este relevată de toate descoperirile și de toți istoricii.
și ca un gând pentru ascultători, le doresc toată bucuria din lume acum că am trecut de anul care a celebrat 100 de ani de la ultima mare unire și vreau să știe radioascultătorii noștri că nu sunt nici foarte bătrân, nici foarte tânăr, o să împlinesc 30 de ani în acest an și în ultimii ani în special am încercat să port diferite campanii umanitare, diferite campanii patriotice de conștientizare a valorilor naționale și credeți-mă că nu m-am luptat cu morile de vânt, ci m-am luptat cu niște adversari destul de puternici care nu și-au dorit și nu-și doresc ca simbolurile naționale să fie triumfătoare, în special aici în inima României. Pe această cale îi invit pe radioascultătorii noștri să intre pe pagina de Facebook Vasile Antonie Tămaș și să vadă acolo tot ce înseamnă spirit românesc de aici din Covazna Regiului Decebal. Da, aș vrea să ne spuneți cine v-a îndrumat primii pași pe calea credinței, Părinte Patriot? Pe calea credinței, cred că numai bunul Dumnezeu ne îndrumă. De fapt, sunt convins de acest lucru. M-am născut într-o familie preoțească. Tatăl meu este preot de 46 de ani. Părinții mei sunt originari din județul Maramureș, din Bârsana Voievodală, din Bârsana Maramureșului, de acolo, din Maramureșul istoric de pe Valea Izei. Și crescând cu biserica în curte, tot timpul m-am raportat la divinitate ca la principala sursă de cunoaștere, ca la principala sursă de tămăduire spirituală, în primul rând. Și pe calea credinței nu pot să spun că am pornit cu foarte mare râvnă, pentru că copil fiind sau adolescent fiind, toate celelalte apanaje ale societății care nu sunt de foarte multe ori de bun augur, nu m-au dus tot timpul la biserică, însă în sufletul meu românesc autentic, sămânța și talentul de sus a încolțit, așa că l-am putut înmulți ca până la urmă în anul 2015 să fiu hirotonit preot onorific pe seama parohiei Vâlcele din județul Covazna, iar acum exact un an și jumătate să fiu instalat ca paroh în locul tatălui meu, aici la Vâlcele. Un sat arhicunoscut, în special în ultimele secole, pentru că stațiunea Vâlcele a fost a doua stațiune balneoclimaterică ca importanță din Europa, după Carlo Vivari din Cehia, aflându-se la 22 de kilometri de orașul Brașov și la 7 kilometri de municipiul reședință de județ al județului Covazna, Sfântul Gheorghe. Da, mândria de a fi român... Cine v-a insuflat-o, Părinte Patriot? Să știți că nimeni n-a trebuit să-mi insufle. Eu cred că fiecare român se naște acolo cu o sămânță foarte, foarte bună. Acum, dacă noi utilizăm pe parcursul vieții noastre aspecte românești în viața de zi cu zi, ne fac performeri naționali. Dacă, în schimb, umbrim tot ce înseamnă calitate românească și suflet românesc și tradiție românească cu alte, în ghilimele, valori venite din alte părți ale lumii, atunci patriotismul sau românismul nu are cum să crească în noi. Nu este obligatoriu să fii un bun român dacă te numești Gheorghe, Ion, Vasile, Ilie. Trebuie să demonstrezi în viața de zi cu zi și nu numai la marele sărbători românismul din tine, care începe cu înfrățirea cu natura și se termină cu crucea creștină pe care o punem, o vom avea toți la căpătâi când vom trece către nemurire. Dar românismul, și acum aș vrea să dau un citat din marele filozof Petre Țuțea, care spunea: sunt român și ca român mă socot buricul pământului, că dacă n-aș fi român, n-aș fi nimic. Nu mă pot imagina german, francez, englez, adică nu pot extrapola substanța spiritului meu la alt neam. Sunt român prin vocație, tot ce gândesc devine românesc. Acest citat, fiind eu în liceu, la Colegiul Național Mihai Viteazul din orașul Sfântul Gheorghe, stătea, trona practic ca un fel de stemă la biruinței românești deasupra ușii de intrare în clasă și l-am memorat și l-am trăit. Am încercat să-l trăiesc cât am putut de mult, pentru că într-adevăr trăim niște vitregii ale vremurilor și aici și în anul 2019, neînțelegând democrația, neînțelegând
dragostea dintre popoare, neînțelegând de foarte mulți ori buna conlocuire dintr-un județ, dar lucrurile acestea nu ne opresc să avem și prieteni de alte etnii, de alte religii și de alte culturi. Da, așa e românul când se înveselește, ca și stejarul când înmugurește, spune și cântecul patriotic interpretat de Ciprian Istrate. Părinte patriot, rămâneți alături de noi! Vești și povești cu Liliana Cristea. Așa-i românul când se înveselește, ca și stejarul când mugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e înverzit. Revenim în direct cu părintele patriot Vasile Antonie Tămaș din Vâlcelele, județul Covasna. Părinte, aveți motive să fiți un român de excepție și asta nu o spun eu, o spun numeroasele proiecte pe care le-ați inițiat. De aceea v-aș invita în continuare să ne povestiți despre cel mai recent demers pe care l-ați intitulat Decebal și Burebista vin acasă. Dar în ultimii ani, cu ajutorul bunului Dumnezeu și mânat fiind de simțământul patriotic pe care Ciprian Istrate mi l-a transmis din nou, prietenul meu Ciprian Istrate mi l-a transmis din nou prin acest cântec deosebit, am pornit, într-adevăr, acum 4 ani, în prima mea campanie umanitară, o campanie anti-avort, care a fost finalizată cu 157 de vieți salvate de la avort. Și am reușit în ultimii ani să port mai multe campanii umanitare cu ajutorul românilor buni din țară și din străinătate. Iar ultimul proiect pe care l-am inițiat se numește, după cum bine ați menționat, Decebal și Burebista în Covasna. Aplecându-mă asupra valorilor istorice ale județului și văzând că practic nimic din ceea ce este românesc nu prea este lăsat să iasă la suprafață aici în inima României, am început să scormonesc cu un vătrai autentic printre memoriile județului și am descoperit că lângă orașul Covasna avem cetatea regelui Decebal și că pe raza județelor Covasna și Arghita găsim, după
Sarmisegetuza Regia, cele mai multe sanctuare și cetăți dacice pe kilometru pătrat din țară. Așadar, sintagma covasna lui Decebal, pe care am promovat-o pretutindeni și a ajuns pe buzele tuturor din țară, m-a făcut, mi-a dat un imbold pozitiv de a demara un proiect. Acest proiect constă în realizarea celor două busturi ale regilor daci, Decebal și Burebista, pe care să le ridic, să le amplasez aici în satul Vâlcele, în fața bisericii ortodoxe, și aceste busturi încadrând Troița Eroilor Neamului Românesc. Am început acest proiect după Bobotează și iată că oameni mulți din această țară, Coaliția Națională pentru Modernizarea României, al cărei vicepreședinte sunt, persoane fizice din țară și din străinătate, au susținut acest proiect și îl susțin în continuare. De altfel, o să-mi permiteți să mai fac un apel către radioascultătorii noștri ca să participe și dânsii, dacă doresc, intrând pe pagina de Facebook Vasile Antonie Tămaș. Acolo vor găsi toate datele necesare pentru a putea participa la proiect. Este un proiect de suflet, un proiect care vrea practic să implementeze în conștiința națională faptul că istoria noastră a trecut prin daci, noi provenim de acolo și regii noștri nu trebuie uitați, precum ne-am uitat pe marii voievozi Mircea cel Bătrân, Vlad Țepe, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, așa nu trebuie să-i uităm și pe cei care acum 2000 de ani au ținut aici frâurile, nelăsându-se biruiți foarte mult timp nici de către Imperiul Roman, dar aminte de alte triburi năvălitoare. Da, nu știu cum ați reușit totuși să puneți în mișcare o întreagă comunitate de români. Probabil v-a ajutat foarte mult și rețeaua de socializare Facebook, prin care i-ați mobilizat și pe românii din diasporă să participe la acest proiect inedit pe care dumneavoastră îl derulați. Cine va realiza cele două busturi? Cele două busturi vor fi realizate de către un artist desăvârșit, fostul meu profesor de desen din liceu, care, domnul Pompiliu Pleșa, care a realizat tot aici în curtea bisericii din Vâlcele și busturile marilor eroi Avram Iancu și Nicolae Bălcescu, care tronează aici în fața bisericii. Și aici, în comunitatea noastră din Vâlcele, o comunitate specială, pentru că eu cel puțin aici nu am taxe. Noi nu avem taxe. La noi, eu am creat un fond special, un fond de ajutor reciproc, și de fiecare dată când apare un eveniment în parohie, funerar sau medical, din partea bisericii oferim o sumă consistentă de bani, neavând taxe nici la botez, pentru că eu nu percep cum să fie taxat un copil care intră în credința ta. Dar lucrurile astea cred că ne fac pe noi o comunitate mai atipică și pe mine un slujitor mai atipic, nu neapărat un exemplu, pentru că fiecare suntem supuși păcatelor, fiecare avem norme în care nu ne încadrăm de fiecare dată, însă încercăm prin proiectele pe care le facem să ridicăm comunitatea. Satul românesc suferă foarte mult, satul românesc are nevoie de ridicare morală, satul românesc are nevoie de băgare în seamă și cu ajutorul bunului Dumnezeu, satul românesc va fi mult mai bine promovat de către noi, cei care trăim în satul românesc și ne lovim în fiecare zi de o nepăsare a celor care conduc destinele acestei țări. Însă, revenind la subiect, Decebal și Burebista vor veni în Covasna, în luna aprilie vor fi finalizate cele două busturi. Pe pagina mea de Facebook, Vasile Antonie Tămaș, se poate vedea deja macheta regelui Decebal care a fost finalizată, macheta care este modelul pentru turnarea acestui bust, care va fi copia fidelă a celui de la Vatican,
Iar după turnarea lui Decebal va fi turnat și Burebista de către stimabilul profesor Pompiliu Plesa. Așadar, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu și cei doi regi daci, Decebal și Burebista, sunt creația profesorului Pompiliu Plesa, artist plastic. Suntem în direct cu dumnealui prin telefon. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit la postul nostru de radio. Să rămână, doamnă Cristea. Bună ziua, părinte Tamaș. Bună ziua, dragi ascultători. Povestea mea începe cu acest proiect în felul următor. Sunt fiu de preot. Părintele Vasile este fiu de preot. Și fiindu-i profesor, am văzut în el copilăria mea. Tatăl dânsului mi-a fost coleg la Colegiul Mihai Viteazu, a predat religia ortodoxă, un om de o cultură deosebită și cel care a făcut cele două proiecte cu Avram Iancu și Nicolae Bălcescu. Deci, părintele Vasile Antonie duce în continuare munca părintelui său. Referitor la acest proiect, sigur, când mi-a spus că să facem acești doi regi daci, am fost foarte repede de acord și nu m-a interesat valoarea materială, ci ca și atunci m-am legat foarte repede de realizarea acestui proiect. Sigur, pentru a crea niște personalități cum sunt Burebista și Decebal și, în general, orice conducător al acestui popor, trebuie să-ți faci o documentație din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere al fizionomiei. Părintele Vasile a spus că statuia va fi copia fidelă a celei de la Vatican. Copie fidelă nu se poate, pentru că acea reprezentare de la Vatican este un bust din Ipsos care stă în interior. Deci nu este expusă vremetniciei, ploilor, insorilor. Deci acele structuri care sunt în barba celui de la Vatican nu pot fi realizate. Barba trebuie să fie unitară, pentru că, știți, romanii foloseau acel procedeu de a desface piatra făcând niște fisuri și băgând apă ca să înghețe și se desfăcea piatra. Deci trebuie realizată în așa mod încât să fie cât mai rezistentă în timp. Dumneavoastră, ce materiale folosiți? Aveți, eu știu, o tehnică de lucru aparte pentru aceste busturi? Doamna Cristian, valoarea acestei statui ar fi de 10 ori mai mare dacă s-ar realiza din bronz. Se putea realiza și din bronz. Dar, cum sunt părintele Antonie, a spus să facem cum sunt și celelalte două din fața bisericii, din beton armat. Deci o valoare de 10 ori mai mică față de acelea de bronz. Necesită lucru machetă, deci machetă care am prezentat-o cu Decebal. Sigur că pe machetă nu poate fi fizionomia adevărată a statuii, pentru că suprafața de lucru la machetă pentru fizionomie este de 5 cm, în care nu poți să dai expresivitatea. Trebuie să fii bijutier ca să realizezi așa ceva. Sigur, nu o să semene figura de pe machetă cu figura reală a statuii. Macheta este doar pentru proporția dintre cap și restul bustului. Mulți s-au dat cu părerea că
A, n-are expresie, că ar semăna cu un bătrân de la azil. Și au mai venit și cu mari pretenții, adică dau un leu, dar fă-l cum vreau. Da, am înțeles. Când Constantin Drăgan a dat un milion de dolari pentru a se realiza, nu o statuie, e practic acolo, într-adevăr, este foarte mare, de 55 de metri, figura lui Decebal de la Dunăre. Da. Dar ea este, nu este rombos, ea este bazorelief, adică ea este privită numai dintr-o singură parte, partea din spate nu este. Deci nu te poți roti în jurul ei. Da, acolo, din câte știu, domnule profesor, au lucrat 12 sculptori. Da, multe persoane. Da, și a durat 10 ani. Da, 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 și totuși ar mai fi ceva de lucru și la chipul lui Decebal din, dintre localitățile Șelnița și Dubova, da? Spre Orșova. Da, este da, o lucrare da, neterminată, din nefericire. Da, oricum, este, e măreață, este cea mai mare din Europa. E bine, e bine că s-a realizat. Pentru că s-au mai dezvălit niște busturi în județul nostru, deci împreună cu sculptorul Nicolae Daicu, un mare sculptor, am făcut statuia din bronz a preotului Gheorghe Cerbul, un reprezentant al comunității din întorsura Buzăului la Alba Iulia. Da. Și cineva s-ar fi din media exprimat în felul următor. De ce face primarul statuii în loc să facă trotuare? Oare trotuarul după aceea nu-l spargem, nu facem altceva în locul lui, mai săpăm, mai băgăm o țeavă și noi rămânem fără înaintași, fără statui și alții au. Aici în județ au foarte multe. Da, domnule profesor, da. O scurtă pauză. Aș vrea să vă invit și împreună cu părintele patriot Vasile Antonie Tămaș să ne alăturăm lui Cristian Fodor și să-l ascultăm din Țara Moților. Chiar acum este ora 13 și 33 de minute. Mai nou, șefule manager, oamenii nu se mai întâlnesc la ședințe, ci au meeting-uri. Clienții sunt public țintă, iar dorințele sunt targeturi. Să fie la ei păsărească asta. Aici, la Antena Satelor, trăim, vorbim, simțim românește. 100%, pentru că suntem noi între ai noștri. Unde Iancu a trăit. Din țara moților noi am venit, unde Iancu a trăit. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi, de brave eroi. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi. Trași pe roată de dușmani, Horea, Cloșca și Crișan. Unde au fost trași pe roată de dușmani, Horea, Cloșca și Crișan. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi, de brave eroi. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi.
Țebea moțuian cu e îngropat, pentru neam el a luptat. La Țebea moțuian cu e îngropat, pentru neam el a luptat. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi, de brave eroi. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi. De pământ, chiar de vom intra-n mormânt. Nu vom ceda o palmă de pământ, chiar de vom intra-n mormânt. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi, de brave eroi. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi, de brave eroi. Că luptătorii de frunte suntem noi și viță de eroi. Emisiunea Vești și Povești cu preotul din Vâlcele, Vasile Antonie Tămaș, și artistul plastic Pompiliu Pleșa. Domnule profesor, aș vrea să-mi spuneți ce v-a atras de aceste două personaje, de regii Decebal și Burebista. De obicei, vă implicați așa în realizarea unor lucrări de anvergură? Deci, având în vedere, probabil că dacă aș fi trăit și în alt județ aș fi făcut lucrul acesta, dar mai ales aici merită să rămână ceva în urma noastră. Și e o mare bucurie că poți să-ți faci acești regi ca proiect și ca lucrări să rămână după tine. Da, mă întorc la Părintele Patriot și aș vrea să vă întreb dacă ați făcut parte din convoiul celor 100 de români care s-au deplasat la Alba Iulia în căruțe pe drumul Unirii și cu ce anume impresie ați rămas de la această manifestare? Aș vrea să încep salutându-l pe domnul profesor Pleșa Pompiliu și mulțumindu-i pentru felul în care este alături de mine în acest proiect. Într-adevăr, în data de 24 noiembrie am pornit din fața bisericii din satul Vâlcele, 100 de români în căruțe și pe jos către Alba Iulia. A fost un drum care a durat o săptămână și a fost practic o rememorare a jertfei înaintașilor noștri, care au plecat pe jos de aici, din localitate, către Marea Unire, făcând mai mult, făcând aproape 3 săptămâni pe drum. Vreau să vă spun că felul în care am fost primiți în cele 5 județe, și aș dori să le enumăr, Covasna, Brașov, Mureș, Sibiu și Alba, a fost extraordinar, fiind acest marș centenar, fiind considerat de mulți ca cea mai mare mișcare populară din 2018 din România. Am fost așteptați de zeci și sute de mii de oameni în sate, în orașe, precum Sighișoara, Mediaș, Blaj, Alba Iulia, Rupea. Am fost așteptați de bătrâni plângând, de oameni în cărucioare cu rotile, care au răbdat frigul ca să aștepte convoiul, pretutindeni. Oamenii arborau tricoloruri la casă ca să, prin acest lucru, să evidențieze că aici locuiesc români buni. Trenurile claxonau, tirurile, mii și mii de autoturisme care de foarte multe ori preferau să nu depășească convoiul, ci să rămână practic și ei închegați acolo în acest marș centenar,
să fie în spatele căruței care nu a oprit imperii, așa cum spunea foarte frumos același Petre Țuțea pe care l-am menționat la începutul emisiunii dumneavoastră. Acest marș centenar a reprezentat practic un apogeu pe care l-am atins desăvârșind practic cu adevărat unirea cea mare, deși iată, lăcrimez de fiecare dată când trec granița nedreaptă către Bucovina de Nord, mergând în Cernăuț, sau către Basarabia, mergând în Chișinău. Pe această cale aș dori să le spun radioascultătorilor noștri că soția mea este din Cernăuț, din vechiul oraș românesc reprezentativ pentru țara noastră mare. Într-adevăr, acest marș a reprezentat un imbold pentru mai multe generații, pentru că au fost prezenți în marș copii cu vârste de 13-14 ani, dar și oameni de 60-70 de ani care au purtat această flacără nestinsă spirituală a unității de neam, de aici din Covazna lui Decebal până în cetatea Unirii. Pe această cale aș vrea să le mulțumesc tuturor radioascultătorilor noștri și sunt sigur că există acum printre radioascultătorii noștri oameni care ne-au ieșit în cale și au întâmpinat convoiul, oameni care au ieșit cu pâine, cu alimente, cu apă minerală, cu vin, cu mâncare pentru animale și au susținut acest demers extraordinar care a plecat de aici, din Covazna lui Decebal, de la ideea unui om minunat, viceprimarului Comunei Vâlcele. Și iată că am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să ducem la bun sfârșit, intrând în cetatea Alba Iulia și cu calul pe rou îngenunchind în fața lui Mihai Viteazu, cel care în 1600 realizează prima mare unire. Da, la Alba a fost prezent și un prieten drag al nostru, micul patriot din Vinț, Tudorică Limbean. Ce părere aveți despre acest copil, părinte? V-ați întâlnit cu el? Desigur, m-am întâlnit cu acest copil în diferite ipostaze, a fost prezent și aici în Vâlcele, la zilele comunei, anul trecut. Ne-am întâlnit și la Salonta, în județul Bihor, la un mare festival la care am fost invitați și este într-adevăr un exemplu de patriotism chiar și pentru cei trecuți de 30-40 de ani. Este un copil care și-a însușit practic dragostea de țară și o promovează ca pe un dar de mare preț, așa cum frumos vorbește, spune părintele Teofil de la Mănăstirea Sâmbăta, fie iertat. Și cred că acest copil trebuie lăsat în libertatea iubirii de țară, nu trebuie îngrădit niciodată și trebuie stimulat pentru a ajunge un bun român care, cine știe, la un moment dat să preia frâiele acestei țări văduvite de conducători patrioți. Da, să fiu sinceră, Tudor a aflat despre prezența dumneavoastră la postul nostru de radio și a dorit să vă salute, dar nu am reușit să intrăm în direct prin telefon cu el. Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru credincioși ortodoxi și aș vrea să ne vorbiți puțin despre rugăciune și asta pentru că trăim într-o societate foarte, foarte agitată, foarte aglomerată, tot timpul avem ceva de făcut și mulți dintre noi ne văităm că nu avem timp de rugăciune. Așa este. Foarte mulți recurg la un apanaj spunând că, vai, biserica este pretutindeni sau eu mă pot ruga oriunde. Într-adevăr, să știți că și apa este pretutindeni în atmosferă, însă trebuie să mergem la fântână ca să bem. Așadar, biserica în care intră Mântuitorul la 40 de zile, la sărbătoarea întâmpinării Domnului de astăzi, vorbește în primul rând despre lumină. Și iată, iubiți radioascultători, cât de frumos îi spune Mântuitorului dreptul Simeon când îl primește în templu: acum slobozește pe robul tău în pace, căci văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre desăvârșirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Astăzi este o sărbătoare a luminii, o
sărbătoarea luminii necreate, o sărbătoare a luminii spirituale, a sufletului. De fiecare dată când botezăm un copil, noi îl îmbisericim. Îmbisericirea reprezintă felul în care noi introducem acea făptură nevinovată într-un spațiu sacru. Dar datoria noastră este de a transmite în continuare, prin oricare cale, sacralitatea aceasta. Trebuie să o, după ce am sădit-o în inima copilului, trebuie să o udăm. Trebuie să o udăm cu lacrimi, trebuie să o udăm cu rugăciune, trebuie să o udăm cu fapte bune, trebuie să o udăm cu educație. Pentru că un suflet educat este un suflet care știe foarte, foarte bine să-L descopere pe Dumnezeu. Și sufletul educat nu vine neapărat dintr-o școală. Sufletul educat vine din fapte morale, din fapte de omenie, din cinste, din dragoste și în special din iertare. Astăzi, întâmpinarea Domnului ne reamintește faptul că noi suntem întâmpinați de Hristos la fiecare pas. Hristos este acolo, așteaptă. O așteaptă și pe bătrâna de 90 de ani, care abia merge până la biserică, dar merge. Îl așteaptă și pe tânărul de 20 și ceva de ani, care iese de la facultate mulțumindu-i Dumnezeu pentru reușita la examen. De aceea, astăzi este o sărbătoare a luminii. O sărbătoare a luminii care ne pregătește pentru postul Paștelui și pentru lumina Învierii. Da, v-aș întreba, părinte, ce ar trebui să cerem în rugăciune? În primul rând, în rugăciune ar trebui să nu fim egoiști. Egoismul în rugăciune este încă o dovadă a schimbării în rău a lumii. În rugăciune ar trebui să fim cu toții. Eu nu mă pot ruga numai pentru mine. Deși de foarte multe ori spunem, Doamne, ajută-mă în problema asta. Dumnezeu știe foarte bine cum este sufletul nostru și ar trebui ca rugăciunea să fie comună, nu neapărat cu mai mulți indivizi la un loc, cum de altfel avem la Sfânta Liturghie. În momentul în care ne punem în genunchi și ne rugăm, ar trebui să ne analizăm foarte bine noi pe noi înșine, să ne raportăm la Hristos, să ne raportăm la Sfântul în fața căruia ne rugăm, cu dragoste față de ceilalți. În rugăciune să cerem iertare, pentru că de iertare avem nevoie în fiecare zi. În rugăciune să cerem pace și în rugăciune să cerem metode de a ne păstra sănătatea, pentru că degeaba noi consumăm în exces alcool și cerem în rugăciune vindecarea de ciroză, dacă noi nu știm, în primul rând, care sunt armele noastre puse la îndemână pentru a ne feri de asemenea probleme. Așadar, rugăciunea trebuie să fie relevantă, trebuie să fie de mulțumire oferită Creatorului pentru darurile sale, dar să fie și comună, adică să nu fie egoistă și în rugăciunea noastră să includem pe toți ceilalți. Da, revenind la proiectul Decebal și Burebistan Covasna, cei care doresc să sprijine acest proiect, cum o pot face, părinte Tămaș? Cei care doresc să sprijine acest proiect sunt rugați să intre pe pagina de Facebook Vasile Antonie Tămaș și vor găsi acolo, chiar am postat înainte să intrăm în emisie, un link. Vor găsi acolo toate datele necesare, contul în care se pot face donații cu mențiunea proiectul Decebal și Burebistan Covasna. Și dacă nu pot sau nu au acces la mediul online, sunt rugați să ajute, pot trimite ajutorul lor și poștal pe adresa satul Vâlcele, comuna Vâlcele, parohia ortodoxă română, județul Covasna, preot Vasile Antonie Tămaș. Da, domnule profesor Pompiliu Pleșa, am înțeles că în această primăvară cele două statui vor fi în curtea bisericii din Vâlcelele. Veți finaliza până atunci, până de înviere, cele două busturi? Da, în momentul actual se lucrează la macheta regelui Burebista, pe care probabil că tot așa o va prezenta. Sigur, vor fi lucrate concomitent cele două lucrări și sper ca, sigur, de izvorul tămăduirii pe 3 mai să poată fi făcută dezvelirea acestor două busturi.
Nu mi rămâne decât să vă doresc multă, multă sănătate, să duceți la bun sfârșit aceste lucrări. Mulțumesc pentru participare la emisiune domnului profesor Pompiliu Pleșa. Părinte, nu mă las până nu vă invit și vă rog să ne cântați la final un cântec patriotic. Da, vă mulțumesc. Vă rog, vă ascultăm. Melodia se numește Trimăs-o împăratul carte și este, face parte din folclorul județului Maramureș. Trimăs-o împăratul carte, da trimă-s-o împăratul cartei la fetile ghipăsace, da să nu-și facă rochine flori, da să nu-și facă rochine flori, că nu le rămâne ficiori, da împărate, da împărate, împărate, pune pace, nu te bace. Junele stinerele, că junele stinerele n-or ști rându la oțele, la oțele la plu. Da, impresionant, preotul Vasile Antonie Tămaș de la Biserica Ortodoxă din Vâlcelele, județul Covasna. Mulțumim pentru participare. Mai avem timp, stimați ascultători, să vă facem cunoștință cu o constanțeancă îndrăgostită de costumul popular. Avocata Eugenia Catargiu colecționează costume populare vechi, cele mai multe din perioada interbelică. Aflăm câte ceva din secretele acestei pasiuni, așa că lăsați radioul deschis ca să auziți întreaga poveste. A început ca o nevoie de a cerceta, de a studia cămașa românească, pentru că prima dată am început să cos și mi-am dorit să cos o cămașă. Bineînțeles că mi-am dorit să cos o cămașă de dobrăgea și am descoperit că în Constanța se organizau șezători și atunci, frecventând această șezătoare, am încercat să fac o piesă cât mai aproape de autentic, să nu aibă aspectul acela de cămașă fabricat, de artizanat sau cumva. Da, ABC-ul l-am învățat de la bunica în perioada copilăriei. E drept că a fost o îndeletnicire pe care am ținut-o ascunsă în mulți ani de zile și pe care am descoperit-o cu ocazia acestei șezători. Evident, când vrei să coși
stai și cercetezi foarte mult tehnica de coasere, tehnica de îmbinare a foilor unei cămăși, cusăturile, cum erau ele realizate, tipurile de croiuri în funcție de zonele din care vrei să coși cămașa. Și atunci, evident că a apărut această nevoie de a studia, de a cerceta și cea mai bună variantă este să o studiezi pe viu. Și așa a apărut dorința asta de a avea cămașa în mână pentru a putea vedea concret cum s-a întâmplat cândva această tehnică. În momentul în care am avut cămașa în mână, ușor, ușor mi-am dorit să am și tot costumul. Primele cămăși, că au fost niște cămăși din zona pădurenilor, cu sute foarte bogat, cu o cusătură foarte deasă, tip tabla, și sunt impresionante ele așa ca apariție, tocmai pentru că au foarte multă culoare pe ele, în același timp și foarte multe tehnici. Dacă le studiez îndeamănuntul, observi că pe mânecă este cusută într-un fel, este încrețit fodorul într-un fel, e lucrat pe marginea mânecii, apoi poalele cămășii sunt foarte frumos lucrate, sunt foarte frumos terminate, cu o lucrătură, dantela aceea, se mai spune și cipcă sau are denumiri zonale. Am descoperit mulți termeni zonali. Practic am descoperit că un termen denumea mult mai multe lucruri decât aș fi crezut. Da? Că, de exemplu, ciupag l-am descoperit atunci când mi-am colecționat sau dobândit prima cămașă cu ciupag din zona Clujului, din zona Mărgăului. Acea ciupag este de fapt o cusătură lucrată pe cutuțe. Însă, în momentul în care am studiat mai mult, am descoperit că sunt zone unde ciupag se numește întreaga cămașă. Mă atrage faptul că ele toate sunt lucrate de mână, începând, dacă vă gândiți, de la cultivarea plantelor care au furnizat materia primă pentru țesarea pânzei. Deci dacă stai să te gândești bine, o cămașă este făcută de la A la Z, de mâna omului în casă, de cele mai multe ori, mai ales cămășile foarte vechi și cămășile care poate noi nu le dăm foarte multă importanță pentru că par mai bătărănoase, mai simple. Dar cămășile astea, de fapt, sunt cele mai valoroase și tocmai pentru că ele au fost clar cusute și realizate în casă de la sămânța care a fost pusă în pământ și până la prelucrarea pânzei și apoi croirea ei și coaserea ei și finalizarea într-o cămașă care, evident, a fost purtată sau folosită și creată special pentru un anumit moment al vieții. E clar că admir toate cămășile, toate sunt frumoase, mai ales și cămășile din perioada de înflorire, din perioada interbelică, sunt deosebite și au ajuns la niște performanțe fantastice, pentru că sunt cămăși cusute pe o pânză extrem de fină. Deja în perioada aceea de înflorire industrială a apărut pânza industrială, pânza de marchizet, marchizetul de bumbac, care sunt deja din fire foarte fine și foarte diafane, delicate, iar cusăturile evident că sunt la fel de delicate și de minuțioase, mărunt lucrate. Au suferit o transformare, într-adevăr au evoluat. Este clar că acele cămăși au purtat amprenta urbanizării, pentru că este clar că purtătoarele poate nu-și coseau ele, ci aveau posibilitatea financiară de a comanda, pentru că în perioada aia au apărut foarte multe ateliere care au fost susținute de protipendada regală, care au dat, au generat aceste piese deosebite, de o finețe deosebită și care, evident că au trecut și dincolo de granița țării, pentru că se cunoaște că în perioada aceea au apărut foarte multe magazine în orașele cosmopolite ale Europei, unde s-a creat un trend. Deja aceste piese erau dorite și căutate și vânate de lumea cosmopolită a Europei. Lumea bună, să-i spunem. Final de vești și povești astăzi, 2 februarie 2019. Programul nostru continuă cu un grupaj informativ prezentat de Florentina Mihalache, apoi dedicații muzicale cu Mariana Stănescu, Vermar. Eu sunt Liliana Crista, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 14.